coridorul eclipselor din 19 noiembrie 4 decembrie. Schimbări dramatice, stres sau oportunități. Ultima lună a toamnei calendaristice nu este prea bogată în numărul de evenimente planetare, comparativ cu alte perioade ale anului. Dar dinamica și saturația lor vor lăsa în mod clar o impresie asupra multora pentru o lungă perioadă de timp. Din 19 noiembrie acestui an, întreaga lume va intra pe coridorul eclipselor, care va începe cu o eclipsă parțială de lună pe axa Taur-Scorpion. Întrebările de natură materială, valorile, precum și dragostea, intimitatea și schimbul de energie vin în prim plan. Pe scena mondială au loc deja transformări, care afectează latura financiară. În perioada eclipselor, subiectele actuale fierbinți își vor dubla puterea. Nu cu mult timp în urmă s-a format careul exact al Soarelui cu Jupiter, ceea ce înseamnă respingerea unei persoane față de societate și tot ceea ce se întâmplă la nivel internațional, general. Oamenii trebuie să lupte pentru drepturile lor, să-și apere opiniile și să învețe cumva să trăiască în acest spațiu schimbat. În această situație, careul lui Uranus cu Saturn joacă și el un rol principal, ceea ce duce la o exacerbare a conflictelor naționale. Pe lângă un careu T-complex în vârf cu Jupiter în coridorul eclipselor se formează și aspecte favorabile, de exemplu, sextile, Mercur față de Pluto și Marte față de Venus în Capricorn. În același timp, Marte este în opoziție cu Uranus, ceea ce exacerbează și mai mult conflictul și opoziția. Totuși, Capricornul ne indică că acum puterea stă în prudență, o abordare sobră și prudență rece. Da, influența tensionată a lui Marte și Uranus în ajunul eclipselor ne poate influența puternic fondul emoțional, împingându-ne la schimbări drastice, decizii imediate, dar graba și comportamentul impulsiv pot dăuna grav și chiar duce la situații de urgență. S-ar putea să ni se pară mai mult ca niciodată că libertatea noastră este încălcată și cu siguranță trebuie să luptăm pentru independență. Acest lucru se poate manifesta atât în relațiile de afaceri cât și în cele personale, precum și în relațiile cu cei care încearcă să ne convingă că suntem prea apasionați. Între timp, în focul bătăliilor, putem rata evenimente importante, senzații, schimbări la nivel interior, care ne vor putea îndrepta viața într-o direcție mai favorabilă. Se poate aștepta ca beneficiile care apar sub influența eclipselor viitoare vor continua și după sfârșitul acesteia. Este important doar să ne adaptăm fluxului de gânduri favorabile, să încercăm să creăm o aură armonioasă în jurul nostru și să credem în bunătate, chiar și dacă ne aflăm într-o situație dificilă de viață. Asta înseamnă că nu trebuie să fim conduși de emoții și să credem tot ce se spune pe ecranele TV sau la meeting-uri. Este important să ne conectăm mintea și să ne construim strategia, care ne va ajuta să ne protejăm de acțiuni pripite, decizii impulsive. Deși astfel de reacții vor apărea cel mai probabil. Uranus va aduce discordie, ruptură și chiar consecințe negative asupra sănătății, mai ales dacă există o pierdere a controlului asupra propriei persoane. Eclipsa de soare concentrează atenția asupra temelor săgetătorului, iar Mercur trece în același semn. Ar fi bine să ne ghidăm după experiența străină sau să rezolvăm unele probleme prin specialiști, reprezentanți străini. Unii vor începe să învețe ceva sau vor decide să călătorească, să emigreze, va avea loc o încălcare a modului obișnuit de viață. În general, nu uitați că perioada 19 noiembrie 4 decembrie va fi deosebită și chiar oarecum mistică. Eclipsele unui anumit ciclu determină evenimentele vieții noastre pentru următorii 19 ani. Prin urmare, multe vor depinde de reacțiile noastre și de succesiunea acțiunilor în viitor. Este important să gândim pozitiv, să nu ne grăbim, să ne gândim la fiecare pas, chiar și în condiții de destabilizare economică și război informațional. În perioada coridorului eclipselor, Neptun se va opri și se va transforma în mișcare directă. Se știe că Neptun simbolizează expresia creativă, dar și lichidele, infecțiile, intervenția medicală. Se speră că, odată cu această întorsătură, situația din lumea asociată cu răspândirea infecției se va echilibra și va deveni cel puțin mai ușoară. Pentru oamenii creativi, aceasta va fi o explozie de inspirație. Este foarte interesant că eclipsa de lună în Taur poate aduce cuiva mulți bani și îmbogățire, iar colapsul financiar al cuiva, în funcție de punctele active ale hărții natale. Merită să ne amintim că eclipsele obscure ascund adevărul unei persoane și adesea mari oportunități vor fi ascunse în lucruri mărunte sau chiar pot fi imaginare. Principalul lucru va fi ascuns în detalii. Coridorul eclipselor este distrugerea stereotipurilor, timpul în care schemele binecunoscute nu mai funcționează, cele mai bune practici, când situațiile scapă de sub control, perioada unui sentiment de epuizare. Sentimentalitatea, lacrimile, lipsa gândirii, sensibilitatea la critici, pierderea autocontrolului sunt posibile. Pe coridorul eclipselor, încercările de a corecta situațiile și relațiile vor fi foarte descurajate. Mai bine lăsați lucrurile așa cum sunt, pentru a nu le înrăutăți. Această perioadă va fi cea mai ușor de tolerat de oameni ale căror planuri de viață sunt în mare parte îndeplinite, a căror viață este organizată și planificată până la cel mai mic detaliu, adică mâna lui Saturn care îi conduce prin viață. Eclipsa de soare din 4 decembrie completează coridorul eclipselor 2021. În această perioadă, corpurile cerești se vor alinia într-o singură linie în următoarea secvență. Soare, lună, pământ. Soarele de pe cer se va întuneca, se va negri. Luna va trece peste discul soarelui și îl va acoperi complet. De aceea, o astfel de eclipsă se numește totală. Un inel de diamant este un efect care are loc o clipă înainte și după o eclipsă, când ultimele raze ale soarelui trec prin marginea discului lunar.
parcă apare un inel cu o piatră prețioasă. Acest blitz durează doar 2 secunde. Eclipsa de soare din decembrie în Săgetător va evidenția evenimente globale de viață care vor trebui rezolvate definitiv și irevocabil înainte de sfârșitul anului. Pâșia fazei de eclipsă totală va trece prin oceanele Pacific și Atlantic, precum și prin Antarctica, și va dura 1 minut și 54 de secunde. Nu veți putea să o vedeți din România. Se recomandă în această perioadă să fim atenți la lucrurile mărunte și la semnele destinului, să ne planuim viitorul, să fim creativi, să ajutăm oamenii cu abnegație, să avem grijă de bătrâni, să hrănim animalele fără adăpost. Toate acestea îmbunătățesc karma. Nu este favorabil să facem promisiuni în perioada coridorului eclipselor, să arătăm ură, furie, să credem cuvântul cuiva, să facem tranzacții imobiliare semnificative, să ne mutăm la un loc de muncă nou, să aranjăm o nuntă, să ne cumpărăm o mașină, să ne schimbăm locul de reședință. În general, merită să amânăm toate treburile importante, de ale căror rezultate nu suntem siguri. Consecințele oricăror treburi eșuate în mod deliberat din noiembrie se vor face simțite timp de 9,5 sau chiar 18,5 ani. În plus, Neptun în ultimele zile ale lunii noiembrie va fi staționar și se va pregăti pentru o inversare față de faza retro, care crește simpatia și compasiunea, dorința de a ajuta, inclusiv financiar, dar stimulează și confuzia, iluzia și insomnia. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane! We'll be right back.